y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Sărut mâinile doamnelor, bună seara domnilor, ne reîntâlnim ca de obicei luni la orele 19. Subiectul de astăzi se intitulează Arta Maramureșeană între credință și obiceiuri. Maramureșul este considerat de mulți sufletul satului tipic românesc. Cu așezările sale pitorești, dealuri înverzite și câmpii pline de flori sălbatice, Maramureșul concentrează tot ceea ce înseamnă viața la țară. Vizitatorii acestor meleaguri au ocazia unică de a se întoarce în timp, de a fi martori ai unor vremuri și ai unei vieți mai simple. Maramureșul este o destinație unică, situat în inima Europei, care a păstrat cu mare grijă credința, obiceiurile, cultura și stilul de viață al țăranului din vremuri trecute. Regiunea ține locul unui testament al tradiționalului, al unei ere romantice, a simplității și a valorilor morale despre care, în zilele noastre, doar citim sau auzim de la bunicii noștri. Puține obiceiuri s-au schimbat de-a lungul secolelor, a secolelor ce au trecut. Familiile rămân în aceleași sate ca și strămoșii lor. Meșteșugurile și tradițiile sunt transmise din generație în generație. Maramureș, țara țărilor, cum mai este cunoscută, este păstătoarea și purtătoarea unui nesecat tezaur de artă populară, credință și obiceiuri. Regiunea este asemenea unui gigant muzeu în aer liber. Maramureșul istoric este muzeul natural al culturii lemnului, dusă până la perfecțiune. Viața în Maramureș este învăluită în mister. După un post lung, maramureșenii vor sărbători învierea Mântuitorului. Mersul cu Pasca la Sfințit sunt obiceiuri pe care nimeni nu le lasă deoparte. Creștinismul se împletește cu fascinante ritualuri precreștine. Aici timpul nu este măsurat în luni, zile și ore, ci în vremea semănatului, a postului mare și a sfintelor Paști, a cositului și a atâtor alte activități până la sfârșitul anului. La adăpostul văilor umbroase și al munților s-a întrupat din mâinile vremice ale maramureșenilor arta de a făuri lucrurile necesare traiului zilnic. Fiecare obiect construit de mâna oamenilor, toate au sigiliul Maramureșului și al simbolurilor ancestrale. Stimați telespectatori, după această scurtă introducere asupra subiectului nostru, îmi face o deosebită plăcere să-l invit, cred că ați recunoscut cine este invitatul, pe domnul profesor dr. Mihai Dăncuș. Bună seara, domnule profesor! Bună seara, îmi face plăcere să fim împreună. Discutam cu câteva clipe înainte de începerea emisiunii că împreună cu dumneavoastră, și este o promisiune, cu concursul dumneavoastră, vrem să facem, sau doresc să fac, un serial care să fie monument pentru arhivele postului și pentru arhivele municipiului Sighetul Marmației sau Maramureșul istoric. O vizită la muzeul satului maramureșan, iar începând cu poarta, cu locul de intrare, dumneavoastră să fiți o gazdă primitoare și să ne explicați, să spune și să rămână în mentalul colectiv al tinerilor generații ce reprezintă fiecare căsuță, fiecare ansamblu arhitectonic din
ctitoria dumneavoastră, satul Maramureșan. Și acum să trecem la întrebările care sunt firești. Înainte de a trece la... Vă rog. Vreau să fac două remarci. Prima este că introducerea dumneavoastră a fost o sinteză extraordinară și... Mulțumesc. Nu știu dacă eu aș reuși să o fac atât de frumos și de bine asupra a ceea ce înseamnă Maramureșul. Și a doua, apropo de Muzeul Satului, îmi place să spun că este satul primordial, i-am zis eu, pentru că satul tradițional și satul contemporan s-a mutat acolo sus pe Dobăieș. Deci da, satul Maramureșan propriu-zis este acolo, într-o sinteză a sintezelor, dacă vreți, a tuturor. Nu există cetățean, așa zis, orășan al municipiului, care să nu aibă rădăcinile în satul Maramureșan, care este, eu, fără să exagerez, deși sunt practic născut pe alte meleaguri, sunt efectiv îndrăgostit de această zonă și mă bucur atât de mult când, plecat pentru o perioadă relativ scurtă, în alte părți, revenind în Maramureș, se simte dintr-o dată sau simt această poftă, și fără să exagerez, parcă de viață, de bucurie, că parcă sunt între ai mei. Înseamnă că sunteți de-al nostru. De 40 de ani, eu cred că normal, de 40 de ani. Da. Și vreau să vă mai spun, multe emisiuni am făcut cu dumneavoastră, poate maramureșini autentici, poate s-ar hazarda mai puțin la ceea ce fac eu, care sunt un străin, să zic, de aceste locuri. M-am înrădăcinat de peste 40 de ani. Și mă bucură foarte mult de câte ori descoper altceva nou în ceea ce privește cultura, arta maramureșeană, dar nu numai, dar și în frumusețea naturală pe care Dumnezeu a binecuvântat această zonă. Deosebit. Domnul profesor, care este legătura, eu zic, indestructibilă dintre arta maramureșeană, credință și obiceiuri? Păi, este, și este una fundamentală, pentru că arta, în fond, se regăsește în religie, deci implicit în credință, în credința noastră creștină. Iar obiceiurile sunt o formă de exprimare a indivizilor, a oamenilor, a ceea ce simt, realizează, fac, desfac, trec și petrec în existența lor pe pământ. Acum, sigur că nu putem să nu facem o trimitere la ce a însemnat viața creștină în acest teritoriu, în această parte a teritoriului nostru național. Numai punctând așa, ne aducem aminte că la câțiva kilometri peste Tisa este locul unde s-a dezvoltat celebra mănăstire de la Peri, nu? Care a fost ctitoria voievozilor noștri Balc și Drag și care a fost pusă sub protecția Constantinopolului, primind rang de stavropighie, iar egumenul ei având dreptul de a hirotonisi preoți pe această zonă foarte largă, nu numai strictamente a țării Maramureșului, ci pe un spațiu mai larg și zonele adiacente. Deci aici a fost un focar de credință, un focar puternic. Aici s-au scris, unanim acceptată ideea că aici s-au scris primele texte în limba română, celebrele texte rotacizante. Ba mai mult, se vehiculează, Iorga a fost cel care a enunțat pentru prima dată și apoi au venit alți cercetători cu argumente care au susținut că aici s-au făcut și primele tipărituri. În fine, a fost o viață plină de creștinism și de cultură. A fost un focar care, iată, a împrăștiat cultură pe
întreg teritoriul Maramureșului și apoi în zonele limitrofe, și mă gândesc la, mă rog, Moldova, Ardeal, partea Transilvaniei, dar și înspre nord, pentru că istoricul, marele istoric clujan Ștefan Meteși, care a fost și un și-a dedicat toată viața cercetării documentelor de arhivă, a documentelor românești, printre alte cărți, a scris și o carte, Emigrări românești din secolele 10-20. Și toate emigrările sunt înspre nord, peste 700 de așezări, până în Moravia. Acolo este o zonă, chiar îi și spune, Valasche. Deci, în rădăcina cuvântului, ne regăsim noi ca etnie. Valasche v prirode. Este și un mare muzeu în aer liber acolo, care concentrează toate valorile și specificitatea culturii tradiționale din zonă și care e aproape identică cu a noastră a Maramureșului. În fine, sigur că nimic nu se poate face fără credință. Și țăranul nostru, țăranul român în general, dar nu numai, însă noi ne referim acum la țăranul român, a fost și este și astăzi credincios. Formele de manifestare ale credinței, sigur că sunt diferite în timp, ele diferă și în funcție de pregătirea școlară a indivizilor, de universul cultural, de posibilitățile de a cunoaște, de cunoaștere în general și care implică călătorii într-o zonă sau în alta, sau într-o lume sau în alta. Deci iată că lucrurile capătă conotații diverse și marchează de fiecare dată credința. Credința care l-a însoțit pe țăranul maramureșan din totdeauna și peste tot. Dacă de-a lungul istoriei să facem așa salturi mari peste timp, dacă în perioada medievală, târzie, secolele 14, 15, 16, 17, până în început de 18, și ne referim la Maramureș, aici s-au ridicat, s-au ctitorit o multitudine de biserici în fiecare localitate, și este cunoscut că Maramureșul excelează prin bisericile de lemn, nu? Care au devenit o chintesență a artei și arhitecturii tradiționale și exprimă, în ultimă instanță, geniu creator al poporului, al oamenilor de pe aceste locuri. Și iată, dintr-o dată, facem legătura între credință și artă. Nu? Apoi, vedeți dumneavoastră, omul își desfășoară viața și este supus vremilor, anotimpurilor, ciclului în care se succed anotimpurile, iarnă, primăvară, vară, toamnă, iarnă, primăvară, vară, toamnă, etc. Ori succesiunea aceasta a anotimpurilor presupune munci caracteristice fiecărei perioade, nu? Unele sunt cele care marchează iarna, altele sunt cele care marchează primăvara, altele vara, altele toamna. Toate sunt legate de existența omului pe pământ. Și aici dacă îmi permite, da, o secundă, de multe ori nici nu trebuie să cunoști lunile anului ca să-ți dai seama că suntem în luna martie, că suntem în luna aprilie, că suntem în luna iunie sau în septembrie. Vezi oamenii pe câmp. Cu diferite activități și imediat îți dai seama. Bă, omul ară, seamănă, sigur, e primă, sigur. Și multe alte lucruri interesante. Ei, toate acestea, deci în primul rând, anotimpul în sine și care vine de la Sfânta Natură sau de la Dumnezeu. Deci anotimpul în sine, care produce ocupațiile specifice anotimpului respectiv. Și acum ne referim
la agricultură, în primul rând, dar și la păstorit, nu? Ocupații principale. Ca ocupații principale ale poporului român, prin excelență ale maramureșenilor. În fiecare anotimp, ele sunt marcate de obiceiuri care le însoțesc. Deci, ocupațiile în sine sunt însoțite de aceste obiceiuri, care, în fond, ce sunt? Sunt niște ritualuri, niște gesturi greu de explicat pentru cei care le provoacă și le produc. Astăzi, privite de la o anume distanță și încercând să le gramaticalizăm, cu greutate, dar reușim să le descifrăm și să le înțelegem și să le percepem. Deci toate acestea însoțesc muncile omului, însoțesc anotimpul și îl fac mai accesibil și mai ușor. Domnul profesor, da, când vorbim de arta maramureșeană, vorbim despre tradiția lemnului, vorbim despre această plăcere a maramureșanului de a se înfructa din carnea lemnului, care s-a îmbinat armonios cu veritabilele catedrale de lemn, adică biserice. Vorbiți-ne de construcția tipică a bisericilor și, nu în ultimul rând, de cum a apărut cimitirul Vesel. Pentru mine este o mare curiozitate să-mi explicați dumneavoastră o treabă pe care nu am studiat-o, dar am văzut-o extrem de des. Toate bisericile au un tipic al arhitecturii, adică acea turlă extrem de înaltă, comparativ cu alte biserici ortodoxe din alte zone ale țării, parcă ar atinge crucea, pragul raiului. Da. Așa se nasce, ca o coloană a infinitului. Acum, trebuie să înțelegem și să realizăm că construcțiile civile, respectiv casele și restul acareturilor, dar și cele ecleziale sau de altă natură, s-au făcut din materia primă care au avut-o mai la îndemână oamenii. Și cea mai la îndemână în zona noastră a fost lemnul. Și nu numai în zona noastră. Dacă ne gândim la Transilvania, sunt peste 760 de biserici de lemn în Transilvania. Sunt vreo 400 și ceva în Oltenia și Muntenia și încă aproape 400 în Moldova. Deci biserici de lemn nu sunt numai în Maramureș. Iată că sunt peste 1470, aproape 1500 pe teritoriul nostru. Dar arhitectura e tipică. Absolut. Adică cele le dă identitate celor din Maramureș. Tocmai arhitectura la care ați făcut dumneavoastră referire mai înainte. Însă trebuie să știm că până în secolul al XVIII-lea și bisericile din Maramureș n-au avut turlele atât de înalte. Le-au avut, dar nu atât de înalte. Ăsta este un model care a venit pe filieră, bănuiesc, occidentală și asta după 1700, după apariția bisericii greco-catolice cu influențele din apus. Ca și pictura de altfel, fiindcă toată pictura parietală a bisericilor din Maramureș este aproape dominată de baroc. Ori specificul artei noastre naționale, absolut, specificul artei noastre naționale este cel bizantin, nu? Care este altceva, este răsăritean, este cu totul altceva. Dar iată că aici s-a îmbinat foarte armonios specificul bizantin cu cel occidental și a dat naștere și în arhitectură și în pictură la forme excepționale. Și care sunt catedralele, cum le-ați denumit mai înainte, în lemn ale Maramureșului, bisericile noastre, care sunt absolut speciale. Ele se individualizează prin poala dublă a acoperișului, prin turlă și prin acea săgeată care se oprește undeva în ceruri și e greu de definit. Orice îmbinare
Deci, în afară de crucea care este din metal, da, cu elementul de împotriva incendiilor provocate de către fenomenele naturale, totul este din lemn. Absolut. Abinările toate. Da. Da. Păi, se mai păstrează tradiția asta totuși. Mai sunt meseriași. Acum noi trebuie să foarte succint așa să explicăm faptul că în perioada medievală românii nici n-au avut voie să-și construiască biserici de zid. Și nu numai biserici, nici case. Deci, noi știm că Maramureșul a dat cel mai mare număr de familii nobile din tot imperiul, fostul imperiu austro-maghiar. Când s-a făcut inventarierea ordonată de Maria Tereza a familiilor nobile din toate comitatele imperiului, cel mai mare număr l-a dat Maramureșul. Și totuși n-au avut voie nobilii noștri maramureșeni să-și construiască case de piatră sau de zid. Și asta, sigur că ne trimite undeva cu gândul la o anume superioritate cu care ne priveau ei. Nu? Da. Și ne referim la imperial. Da. Apariția cimitirului Vesel a devenit încă de pe vremea fostului regim, mi se pare cam nedrept, ca o emblemă a Maramureșului. Deși, dacă vom vedea în jurul nostru, întâlnim capodopere foarte serioase, care poate în anumite privințe ar estompa din legenda aceasta a cimitirului Vesel. Cum a apărut? Cimitirul de la Săpânța este o excepție în ceea ce privește arta populară și specificul local, respectiv zonal. Este singurul loc unde monumentele funerare, respectiv crucile, nu sunt numai sculptate, ci sunt și vopsite. Maramureșanu niciodată n-a pus culoare pe lemn. Dar am observat că cei din zona Săpânța parcă sunt, așa mi se pare mie, rupți de restul de obiceiurile tradiționale. Da, o anume specificitate și eu cred că parcă o enclavă este ceva special acolo. Să ne gândim numai la faptul că ei sunt înconjurați de alogeni. Dom'le, este exact în micro ceea ce este cu România în macro. Nu că România este o țară înconjurată sau într-o mare de slavi și, mă rog, alții. Ei, așa este Săpânța. Că dacă te duci pe vale în sus e câmpul lung la Tisa. Da. În jos e Remețiu și Piatra și știu eu Teceu. Da. Ucraineni, germani, știu eu tot felul de seminții de genul acesta, dar niciuna românească. Pe hotarul din est ajungi până în Baia Mare, domnule, care la fel era un târg de mineri cu populație alogenă, străină. Deci în orice parte, dincolo de Tisa, sunt așezările care în timp, începând din secolul al XIV-lea, au fost deja înzestrate sau stăpânite de populații slave de diferite seminții venite din Marele Imperiu, care de unde. Și totuși Săpânța a rezistat. A rezistat cu specificul ei, cu limba, cu nu s-a amestecat rasial. Domnul profesor, după o scurtă pauză, vă rog să-mi povestiți cum a apărut cimitirul Vesel. Da, cu plăcere. Publicitate. Cabinetul Opticlina oferă pentru toate categoriile de vârstă consultații gratuite efectuate de către un medic oftalmolog și optometrist. Promoțiile de sezon la Opticlina. La fiecare pereche de lentile progresive se oferă a doua pereche de lentile progresive gratuit. Și la fiecare pereche de lentile fotocromatice se oferă o pereche de lentile cu antireflex gratuit. Nu uita!
Opticlina are grijă de ochii tăi. Ne găsești zilnic în Sighet, strada Mihalide Apșa, vis-a-vis de magazinul Liliacul. Programări la telefon 0752 883 586. Și nu uita, Opticlina are grijă de ochii tăi. Societatea de salubrizare Herodot Group informează cetățenii municipiului că toate persoanele fizice și juridice au obligația de a încheia contracte cu societatea de salubrizare pentru a beneficia de serviciile acesteia, conform hotărârii Consiliului Local numărul 72 pe 2009. Aceste contracte pot fi încheiate la sediul societății Herodot, bloc 3 din cartierul 1 decembrie 1918, la camera 12 din incinta primăriei Sighet sau la sediul beneficiarului prin reprezentanții autorizați ai firmei de salubrizare. Herodot Group se ocupă de curățenia orașului tău. Te-ai obișnuit să alimentezi doar carburanți standard, fără să te mai gândești la motorul mașinii tale doar pentru că ți se par mai ieftin? Este momentul ca în sfârșit să faci diferența între carburanții standard și carburanții aditivați FX de la Rompetrol. FX este mai mult decât un carburant de calitate testat și perfecționat în Germania. Folosind o tehnologie de ultimă generație, protejează motorul, îi curăță supapele și injectoarele, reduce consumul și crește performanța motorului. Fă o schimbare și te vei convinge! Vino în stațiile partenere Rompetrol, recent modernizate din Sighetul Marmației și Ocna Sugatag. Alimentează mașina ta cu carburanții de top FX acum promoțional la prețul carburanților standard. Încearcă și te vei convinge! Încearcă și mai vorbim! Și nu uita, cu Rompetrol ajungi mai departe! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Stimați telespectatori, vă reamintesc subiectul din această seară, arta maramureșeană între credință și obiceiuri. Invitatul emisiunii este domnul profesor dr. Mihai Dâncuș. Domnule profesor, am rămas la zona săpânței. Ne-ați spus despre faptul că Săpânța a fost o localitate înconjurată. Avem câmpul lângă Tisa, avem zona Remețului, avem dincolo de râul Tisa populații diverse slave. Și Săpânța a rămas într-o enclavă acolo, supraviețuind printr-o cultură proprie. Eu așa spune, pentru că cimitirul Vesel este ceva aparte, așa a devenit și o legendă care a răzbit până în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii. Cum a apărut imaginea aceasta unui cruci pe care este transpus versuri, uneori mai mult sau mai puțin clare, mai, dar care stârnesc așa pe undeva râsul. Așa cum ați spus și dumneavoastră, deja Săpânța în sine, comunitatea, prin cimitir și prin celelalte, știu eu, forme de exprimare a săpânțenilor, și mă gândesc la diversele meșteșuguri, a fost voga aceea extraordinară, cergele de Săpânța, care încă și astăzi mai dăinuie, și multe altele, este un ce care s-a impus pe plan național, internațional, e cunoscută nu numai în Europa, ci în aproape pe toate continentele. Acum, sigur că aici un rol deosebit l-a avut cimitirul și cel care a aprins scânteia. Flacăra acestei culturi. Și asta s-a întâmplat în perioada interbelică, prin anii 30 și, când în Săpânța încă trăia, dăinuia părintele Simion Balea, care a fost o somitate, că a fost cel care la Marea Adunare Comitatenză din Sighet a luat jurământul președintelui Consiliului Național Român și a tuturor celor care au mers la Alba Iulia să voteze cu unirea Maramureșului cu țara mamă, și l-avea de ginere pe preotul Grigore
am un lapsus acum. În fine, o să-mi amintesc. Care l-a încurajat pe tânărul venit din armată, tânărul Stan Ion Pătraș, în ceea ce începuse el să facă. Adică să dea formă acestor monumente funerare în spiritul tradiției Maramureșului, dar pornind de la un ce pe care îl avea el în mintea și în inima lui, și apoi să înnobileze formele arhitectonice ale construcției respective cu versuri și să așeze și culoare. De așa manieră încât iată că putem conchide că arta lui Stan Pătraș se reduce la ideea de a sintetiza viața omului. Da, ridiculizează părțile în câteva versuri, în câteva versuri, da. Și într-o imagine plastică. În felul acesta, dacă suntem atenți la toate crucile din cimitir, o să descoperim toate ocupațiile, meșteșugurile și specificitatea fiecărei familii și a fiecărui neam din Săpânța. Este, dacă vreți, o monografie sociologică extraordinară. Greu de scris în cuvinte, dar iată că a scris-o Stan Pătraș cu dalta și cu penelul și cu versurile. Nu știu dacă este valabil așa în general în satele Maramureșului, dar parcă în Săpânța este mai accentuat. Și anume, numele de familii care sunt preponderente acolo, Stan, da. Stan, Pop și așa mai departe. Da. Oare din ce cauză există acest sistem, această legătură de rudenie între ei? Pentru că a te întâlni cu cineva trebuie să-i folosești neapărat porecla, pentru că altfel nu s-ar deosebi. Da. Aici este o treabă extrem de interesantă. O să explic imediat, dar mi-am amintit, preotul se numea Grigore Rițiu. Rițiu. Era preot greco-catolic și el l-a încurajat mult pe Pătraș. În fine. Cum se explică? Nu e numai în Săpânța fenomenul acesta, să știți. Este în majoritatea satelor Maramureșului. Sunt acele familii întemeietoare care apoi au creat o multitudine, prin înmulțire, o multitudine de ramuri și care au crescut numeric necontrolabil. Și în felul ăsta puteai să identifici numai prin porecle. Eu dau studenților mei la cursul de spițele de neam exemplu cu Bârsana, unde talpa satului, întemeietorul, a fost Bârsan, dar se scrie Bârsan. Urmașii lui au devenit, urmașii lui pe linie directă, ultimul urmaș pe linie directă și bărbătească a murit acum vreo 30 de ani, a fost de vârsta mea, a murit de inimă, nu s-a căsătorit pentru că era conștient că e bolnav cu inima. Un bărbat de o frumusețe și de o minte și de o bunătate deosebită. Cu asta s-a stins vița aceea străveche și nobilă. Dar din vița aceea au ieșit altele. Și așa au apărut bârsanii. Și apoi alții, toți se cheamă bârsani, dar țăranii și satul i-a denominalizat prin porecle. Bârsan, Bârsan, Bischiri, Bărsănuc. Bărsănuc erau foștii obagi care de romii din sat, care au preluat numele nobilului stăpânitor de pământ pentru care munceau. Domnul profesor, există aici totuși, pentru că n-a fost o zonă, a fost o zonă liberă a dacilor. Da, absolut. Există o departajare și a familiilor. Absolut, sigur că da. Nemeșii, sigur. Deci omul gospodar, avut, bogat, și ceilalți care nu au avut poate posibilitatea, da, da. Sau n-a avut arta gospodăriei. Acum, rangurile nobiliare le-au câștigat aceste familii în secolele 14-15. Și sigur că au fost întărite în secolele următoare prin diferite acte date de cancelariile regale. Dar și descendenții lor
s-au bucurat de privilegiul respectiv. Da, da, da. Și ei. Însă, imaginați-vă că un trup de moșie de 400 de hectare împreună, într-o parte a satului, care cuprindea, să zic, o pătrime sau o cincime din suprafața satului, s-a împărțit nu în 400, în 700 de fâșii, da, în 4 sau 5 secole. Asta este foarte interesant în zona aceasta, când vedem parcele sub formă de fâșii, exact, lungi de, exact, sute de metri, și lățimea este de 10, 15, dacă 20. Dacă vă uitați pe hărțile cadastrale din sfârșit de secolul 19... Dar sunt scrise numai în germană. Da, nu. Uitați-vă bine cât de corecți au fost austriecii, domnule. Da, eu... primul înscris este în limba română, apoi este în germană și al treilea e în ungurește. Da, toate am văzut câteva hărți. De ce? Pentru că ei au respectat... Da. De o claritate care nu... Da. Indiferent cine este de rea credință, nu poate să nege acele hârtii care dăi noi de-a lungul deceniilor. Pentru că timpul emisiunii ne presează. Domnule profesor, ne apropiem de marea sărbătoare a creștinătății, respectiv Paștele. Ne puteți spune câteva din obiceiuri și tradițiile acestei perioade premergătoare, sărbătorii? Dacă ne puteți spune despre portul hainelor, despre interzicerea unor activități și doresc ca să nu uit să fac o mică paranteză, să spun că este interzis jocul în această perioadă. Jocul căsătoriei, da? Există o strigătură în zonă. Cine joacă în postul mare, joace-i bota pe spinare. Acum, strigătura adevărată e joace-i dracii pe spinare. Da. Da, vă rog, domnul profesor, pentru că timpul ne presează și să parcurgem. Perioada aceasta este în anotimpul primăvara, când reînvie natura. Și reînvierea sau învierea sau reînvierea, pentru că reînvie într-un ciclu care se perpetuează nu știm de când. A adus cu sine și diferite credințe și obiceiuri și precreștine. Sunt toate obiceiurile legate de primăvară, de muncile specifice, de ocupațiile specifice unei zone sau alta a țării sau a pământului. La noi sunt obiceiurile legate de creșterea animalelor și de agricultură, nu? Extrem de interesante și care indiscutabil sunt precreștine. Sunt atestate lucrurile acestea. Sigur că noastră ați făcut trimiterea la Sfintele Paști, adică la sărbătoarea Învierii, care, iată, e precedată de post, de cel mai lung post din an, post creștin, când sunt acele interdicții despre care ați vorbit, jocul, căsătoriile, veseliile în general, oamenii încearcă să ducă o viață cât mai severă din punctul acesta de vedere, reținându-se și de la anumite mâncăruri și de la anumite gesturi și de la anumite fapte pe care altfel le fac în mod normal. Mai mult control al comportamentului în general. Apoi este ideea aceasta de curățenie, domnule. Dar nu numai de curățenie trupească, fizică, ci și cea sufletească. Pentru că în perioada aceasta oamenii în mod special se apropie mai mult de biserică, se apropie mai mult de preotul confesor, se spovedesc sau se mărturisesc, duc o viață specială din punctul acesta de vedere al reținerii, al meditației asupra soartei omului, domne, în lume. Și sigur că aceste interdicții pe care le-a impus într-un fel biserica și au devenit după aceea cutume, obiceiuri, nu?
în viața tradițională, pentru un outsider, unul din afară, sunt greu de suportat, dar pentru cei care practică credința creștină, pentru cei care de zeci, sute și sute și sute de ani se înscriu în această tradiție, este destul de ușor și destul de facil de trecut, de petrecut această perioadă. Marea bucurie vine pe odată cu apropierea sărbătorii Învierii, care este precedată de sărbătoarea Floriilor, nu? Cu o săptămână înainte, cu o duminică înainte. Niște ritualuri sunt... Da, sigur că da. 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 Și Floriile, mă aduc aminte că, practic, vorbeam de sărbători precreștine. Păi, Floriile vin de la Flora, domnule, zeița aceea romană. Romanii erau păgâni și iată că a fost preluată de creștinism și introdusă exact înaintea sărbătorii. Acum, despre semnificația oului roșu știm. Maria Magdalena, când Mântuitorul era răstignit, a așezat un coș cu ouă și ouăle s-au înroșit cu sângele Mântuitorului nostru. Cunoaște foarte bine și obiceiul tăiatul melului, care reprezintă, de fapt, sacrificarea lui Iisus. Iisus Hristos, da. Domnul profesor, dacă vorbim de arta maramureșeană, un lucru care m-a interesat foarte mult și acum am mare ocazie ca să-mi spuneți și telespectatorilor, să vorbim de casele pe care ați reușit să le salvați de la foc prin anii 70-71, când ați fost însărcinat cu crearea acestui muzeu. Deci simbolul Maramureșului, lemnul, casele din lemn, care predominau cu veacuri în urmă, cu zeci de ani în urmă, în 1970-71 ați fost însărcinar ca tânăr. Da. Bine, acum aia, cum se spun, nu știu dacă ăsta e termenul potrivit, însărcinat, dar ați fost... cred că mai mult mi-am asumat treaba aceasta și mi-am asumat-o împreună cu fostul director al muzeului Feri Baci, cum îi spuneam noi, Francis Nistor, și eu, în urma unei munci enorme legate de cunoașterea a ceea ce înseamnă aceste valori și a unei experiențe pe care singur mi-am făcut-o în marile muzee naționale din România și apoi, sigur, cunoscând și muzeele din Europa. Domnul colonel, în Maramureș putem vorbi și este deja de notorietate ce voi spune eu acum de o adevărată civilizație și cultură a lemnului. Și este așa, pentru că de la construcții ecleziale, bisericile, sociale, casele, toate acareturile, industriile țărănești, mori, pive, vâltori, etc., etc., semne de mormânt, cruci de hotar, absolut totul, inclusiv instrumentarul din casă folosit în viața de zi cu zi, de la celebra lingură de lemn până la, nu știu, totul a fost din lemn. Deci iată că s-a creat aici o adevărată civilizație și cultura lemnului, exprimându-se prin forme artistice absolut extraordinare. Și le știm. În perioada la care ați făcut dumneavoastră trimitere, anii 70, începuse deja cu câțiva zeci de ani înainte o bulversare a satului tradițional, o renunțare cu extrem de mare ușurință la construcțiile acestea din lemn. O tentativă de urbanizare. De urbanizare, și care era și o politică de stat la vremea respectivă. Și
În felul ăsta am conștientizat, mi-am dat seama că dispar marile valori, că nu va rămâne nimic din ceea ce a fost. Că ritmul era deja mare și viața ulterior ne-a dovedit că a crescut infernal și a dus într-un timp extrem de scurt la dispariția acestei culturi și civilizații a lemnului, a acestor monumente, pentru că efectiv ele sunt monumente. Și atunci am acționat în această direcție. Primul lucru a fost o inventariere pe văi în toate localitățile Maramureșului a acelor case care ar face obiectul conservării și transmiterii lor în viitor. Dar erau atât de multe încât era imposibil de a realiza acest lucru. Am inventariat peste 700 de construcții, de case și instalații tehnice datate, cert, cu înscrisuri în limba latină. De exemplu, celebra casă Codrea din Berbești, edificavit anno Domini 1596. Sau, deci în limba latină, sau în limba română cu caractere cirilice, sau cu cifre arabe. Deci majoritatea acestora erau datate, cert. Apoi erau cele databile pe baza criteriilor pe care le avem noi etnografii și care s-au stabilit. Și în felul ăsta am încercat să găsim soluții, am apelat la forumurile. Regimul comunist era înțelegător? Așa în general? Pentru că n-a fost înțelegător. N-a fost, pentru că în România existau doar două muzee în aer liber, muzeul de la Cluj, care a fost întemeiat printr-un decret regal, și București Muzeul Satului. Și astea erau într-o stare jalnică după al doilea război mondial și, mă rog, dar a fost în schimb o mișcare foarte puternică din partea savanților noștri, a marilor profesori, a marilor etnografi și etnologi și istorici, care au conștientizat că se pierde un tezaur extraordinar, că se pierd elementele de identitate ale poporului nostru. Și cine mai că rămâne se oare? Pierde acel ce care ne identifică în raport cu celălalt și ne... Și atunci a început o campanie în toată țara, din mediile universitare, din mediile academice și din muzee, și preponderant din muzee. Atunci s-au făcut muzeele etnografice din România. Atunci s-au făcut cele aproape 21 de muzee în aer liber. Cât costă o casă, domnule profesor? Mi-e și jenă. Și astăzi mă gândesc și îmi fac procese de conștiință cât de puțin bani le-am dat la oameni. Dar n-aveam de unde că le dădeam mai mult. Dar problema, domnule, se pune în felul ăsta. Nici oamenii nu cereau prea mult. Le băgau pe foc. Ei nu aveau conștiința valorii. Ei știau că trebuie să-și facă altă casă, simțeau nevoia, că nu mai puteau să stea într-o casă datată 1596, o casă de lemn cu două încăperi. Nu, totuși erau în secolul adică, 20, în mijlocul secolului 20. Civilizația începea să pătrundă profund. Sigur că da. Deja în casele acestea erau aparate de radio, aici, colo, televizoare. Dar dacă fiecare își păstra căsuța asta... Și-a introdus cu curent electric, da, etc. Da. Deci... Și în felul ăsta am acționat și s-a acționat și la nivel național și iată că am reușit cu eforturi incredibile să facem acest lucru. Marele dezavantaj l-am avut noi, Sighetul și muzeul nostru, a fost că nu eram situați în centru de județ. Și din cauza asta finanțarea era foarte slabă, aproape de neglijat. Și eforturile au fost supraomenești pentru a salva aceste obiective, aceste monumente ale istoriei neamului nostru, pentru că asta sunt în ultimă instanță. Și astăzi când le văd specialiști în primul rând, dar și ceilalți care vin vizitatori din țară sau din străinătate, își dau seama și conștientizează ce înseamnă. Să presupunem prin absurd că ar dispărea totul. Știți cine mai rămâne, domnule profesor? Limba. Asta nu știu cine ne mai poate să o ia. Așa este. Păi sunt câteva elemente de identitate. Este limba, nu?
este limba a dat naștere și la scrieri. Sunt documentele scrise. Maramureș le-a publicat Mihari de Apșa. Sunt documentele arheologice, care din păcate în Maramureș sunt numai cele care s-au recuperat în urma unor descoperiri întâmplătoare, fiindcă nu s-au făcut săpături sistematice ca în alte zone ale țării. N-au fost oameni, n-au fost personal specializat. Și apoi sunt elementele de cultură populară care vin să întregească, să suplimenteze acolo unde lipsește ceva. Vedeți că noi nu avem, suntem acuzați și pe bună dreptate, că pe o perioadă de un mileniu, aoleu, scuzați, nicio problemă, am făcut o greșeală. Se întâmplă. Deci, noi nu putem acoperi un mileniu, domnul colonel. Așa zis, un mileniu alb. Dar cât de armonios și de frumos acoperă cu elementele etnografice, care n-au fost acceptate ca documente istorice. Ne ironizau și zâmbeau ironic arheologii și istoricii când noi încercam să ne impunem noi etnografii. Dar iată că astăzi, și nu a trecut mult, câțiva ani, îi putem cuantifica de ordinul zecilor. Argumentul etnografic câștigă teren. Domnul profesor, noi nu avem pretenții noi românii de la ruși să ne mai dea tezaurul în aur. Da. Cele 90 și ceva de tone de aur. Da. Nu mai avem pretenții. Dar un singur lucru, avem pretenția la cei care ne-au furat tezaurul, că ăsta este un furt. Absolut, și anume, sigur. Să ne dea acele documente de rare... Documentele și, rare și documente obiectele de arte. Și obiecte de artă care, de fapt, da, ne dau exact, sigur, legitimitatea, absolut, de a vorbi că pe acest loc s-a născut, sigur, sigur, poporul român. Ne-a dat ceva, dar foarte puțin, cloșii și rușii de aur. Intenționat, da, te diversează, deși există, sigur, comisii, peste, sigur, comisii de ani de zile. Sigur, deci, da, aurul nu are nicio valoare pentru noi, din, da, tezaurul respectiv. Mă rog, sunt niște obiecte de cult rare, dar cel mai important lucru sunt documentele. Domnule profesor, am depășit un pic timpul emisiunii. Eu vă mulțumesc foarte mult, nu uitați de promisiunea făcută, să facem un film de mai mare anvergură cu tot satul maramureșan. Să rămână viitorii mei, să rămână tezaur, da, al Maramureșului istoric. Și nu în cele din urmă, să vă mulțumesc încă o dată de prezență, să vă urez sărbători fericite. Mulțumesc la fel dumneavoastră și celor care ne vizitează. Stimați telespectatori, Maramureșul este un petic de țară, a cărui istorie, filă cu filă, se scrie pe grinzi de lemn. Cuvintele s-au preschimbat în semne încrustate pe porți și case, iar credința oamenilor poartă chip de catedrală cu crucile de pe turle, luminând în poarta raiului. Maramureșul este dăltuit în carnea stejarului, copac sacru în mitologia romană și română, care simbolizează continuitatea vieții, întruchipează idealurile naționale ale poporului român. Maramureșul trăiește și va supraviețui între artă, ființă și obiceiuri. Am fost, suntem și vom dăinui întotdeauna atât cât va exista lumea. Stimați telespectatori, mi-au rămas bun de la dumneavoastră și fiți aproape de TV Sighet. O seară bună! Y yo desesperado.